Bună ziua! Am încheiat, s-a încheiat procedura de vot în Parlamentul României pentru guvernul pe care îl conduc. A fost un moment în care am înțeles cu toții că este vorba de asumarea responsabilității, responsabilitate centrată pe cetățeanul român și pe asumarea liniilor de efort la nivel guvernamental pentru a depăși situația de criză, a depăși iarna anului 2021, anilor 2021-2022 și să ne angajăm pe tot ceea ce înseamnă asumările pentru dezvoltarea României. Domnule premier, dacă ați terminat, vă rog. Încheiați anul cu un deficit de peste 7% din PIB, deși v-ați angajat, România s-a angajat să aibă sub 7%. Unde s-au dus acești bani? De ce e deficitul atât de mare? De ce au fost cheltuiți? În acest moment, elementele privind rectificarea bugetară și deficitul bugetar la finele anului 2021 urmează a fi dezbătute în ședința de guvern de mâine și după ce vom avea aceste elemente tehnice, putem să comunicăm ce s-a întâmplat și unde ne găsim cu ceea ce înseamnă asigurarea resurselor financiare. Ceea ce vă pot spune în schimb este faptul că nimeni nu trebuie să aibă vreo temere legată de faptul că nu sunt resurse financiare pentru plata pensiilor și a salariilor. Sunt asigurate de asemenea fonduri pentru toate nevoile pe care le are Ministerul Sănătății. Acestea sunt elemente certe pe care le-am discutat cu Ministrul Finanțelor și Ministrul Sănătății. Ne încălcăm angajamentele luate pe plan extern în privința deficitului. Nu pot să vorbesc acum de încălcarea acestor angajamente atât timp cât nu avem cifrele finale. În momentul în care vom avea cifrele finale, putem să discutăm. În condițiile în care avem acest deficit de peste 7% anul acesta și urmează majorări, pensii, alocații, salariu minim, cum credeți dumneavoastră că veți reuși anul viitor să respectați ținta de 6% deficit, așa cum a fost comentat cu oficiali de la Bruxelles? Au fost cuprinse o serie întreagă de asumări în programul de guvernare. În momentul în care ele au fost discutate tehnic la nivelul miniștrilor de resort, s-au dezbătut și metodele și felul în care vom reuși să strângem mai mulți bani. Una dintre metode este aceea a e-facturării, radarul mărfurilor și de asemenea este o discuție vis-a-vis de ceea ce înseamnă punerea în aplicare a noii legi a vămilor și tot ceea ce înseamnă controlul în mărfurilor la intrarea și la ieșirea din țară. Sigur, sunt celelalte politici fiscale la nivelul Ministerului de Finanțe și la nivel guvernamental care vor trebui asumate și aplicate de către guvern. Domnule premier, în fața Parlamentului ați vorbit despre revizuirea Constituției, că e nevoie de revizuirea Constituției. La ce vă referiți exact când spuneți revizuirea Constituției? Urmează să discutăm și aceste elemente. Nu au fost dezbătute linii specifice de modificare a Constituției. Domnule premier, pentru guvernul pe care îl conduceți, care are această coaliție la între social-democrați și liberali, este o garanție că se vor putea stabili niște politici în concordanță cu angajamentele externe ale României și se va reuși implementarea PNRR? Sunt niște deadline-uri acum, la începutul anului. Așa este. A fost o discuție și o asumare vis-a-vis de aplicarea și calendarul PNRR. Toate aceste elemente de limitare în timp vor constitui prioritățile fiecărui ministru în parte. Am mai discutat despre acest subiect. Există la planul, la PNRR există anexe în care sunt stipulate foarte bine termenele care trebuie respectate și ca atare ne vom
plia agenda pe tot ceea ce înseamnă respectarea acelor termene. Este foarte clar că dacă nu se respectă termenele respective, nu vor putea fi accesați banii. Practic, problema noastră a României în momentul de față este cea a absorbției banilor. Nu vorbim doar despre PNRR, ci vorbim și despre celelalte fonduri de la Uniunea Europeană, fondurile structurale, care de asemenea trebuie să constituie o prioritate pentru Guvernul României. Este o asumare politică, o decizie politică și modul în care se asigură continuitatea nu ține doar de cel care conduce acel minister. Practic, în interiorul ministerului există aparatul tehnic care pune în aplicare tot ceea ce înseamnă decizii și planuri și toate elementele care țin efectiv de activitatea tehnică la nivel ministerial. Vă mulțumesc!